Bună! Eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să avem un clip foarte, foarte interesant, așa că dați like dinainte pentru că este super, super, super. Și în acest videoclip o să vă arăt cât câștigă un YouTuber, cum se câștigă din YouTube. Și nu uitați să rămâneți până la sfârșit pentru că avem și un giveaway. Haideți să începem. Mi-am scris câteva chestii ca să nu le uit. În primul rând, bineînțeles, trebuie să îți deschizi un canal de YouTube. Numele, în general, alese pentru canalul de YouTube trebuie să fie un nume cât mai scurt. Adică să nu fie exagerat așa cum am făcut eu Janina Italian Style, pentru că este mai greu de ținut minte. Sau chiar și de scris. Multe persoane, mai ales în engleză, nu știu să scrie, chiar și eu multe chestii nu le știu să le scriu, deci îmi e mai greu să îmi amintesc un nume englezesc. Deci, ești român, alegeți un nume cât posibil românesc și lumea să își aducă aminte. Dacă observați, cei mai mari youtuberi români au numele lor, Ilie Vlog, Sally, Balaban, Fata lui Gologan, toate youtuberițele și youtuberii cu foarte mulți înscriși au numele lor sau nume foarte, foarte scurte. O altă chestie este importantă, grafica canalului. Haideți să mergem direct să vă arăt despre ce este vorba. Ok, o să mergem pe canalul meu de YouTube. Vedeți, ăsta este canalul meu. Am o grafică foarte urâtă pentru că trebuie să impostez în maniera, în modul foarte precis măsura pozei astea care este sus aici în prezentarea canalului. E important să alegeți o poză care să intre în măsurile impostate de YouTube. După care avem, e importantă monetizarea, deci intrăm pe canalul gestiune video și aici eu am impostat pe limba italiană pentru că știți că trăiesc în Italia și îmi este mai ușor. Apăsăm pe canal și al doilea chestie este scrită monetizare. Apăsăm pe monetizare. Nu să apasăm. Se învârte. Eu am computerul un pic cam de rahat. Și aici impostăm monetizarea. Vedeți, abilită monetizarea, adică dă-i ok la monetizare. Eu fac abilită monetizarea. Asta poți să o faci numai dacă ești verificat. O să vă vină de niște e-mail-uri în care o să vă ceară să acceptați condițiile de YouTube. O altă chestie foarte importantă, sunt clipurile de calitate. Vreau să vă spun că nu vă trebuie super fotocamere super tehnologice, pentru că nu trebuie să deschideți un canal cheltuind niște bani foarte mulți. Eu cred că pentru a deschide un canal e suficient un simplu telefon. Eu am Samsung S6H. Este super, super, super mișto. Face niște video wow. Deci eu vă recomand ca la început să nu vă omorâți cu Canon-uri, Nikon-uri de mii de euro, pentru că nu are sens. Eu am acum folosesc pentru vlogging, folosesc telefonul. Pentru clipurile acestea, de exemplu, acum filmez cu Canon 1200 EOS D. Dar asta e pentru că eu aveam deja, nu pentru că mi-am deschis canal de YouTube și
o aveam. Deci nu e neapărat nevoie. O altă chestie care vreau să vă spun din tot sufletul, nu uitați când faceți video cu telefonul să puneți telefonul în orizontală. Pentru că în momentul în care ai pus telefonul în orizontală, se deschide ecranul mare și nu mai se face ăla cu bandă. Dacă îl pui așa, se face benzile alea laterale. Nu uitați, când faceți clipuri cu telefonul, să-l puneți pe orizontală. O altă chestie, sunt importante aplicațiile de editing. Eu am descoperit Viva Video, care este gratuit, dar și ca să-ți scoți scrisul ăla care ți apare în timpul clipurilor, costă 2,49 euro, mi se pare. Deci este foarte puțin și poți să faci clipuri super, 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 super. Dacă vă duceți pe canalul Family Game, acolo vedeți că am pus un tutorial în care vă arată cum să faceți clipuri în 2 secunde. Deci eu de când am descoperit Viva Video, nici nu mai mă omor să mai fac pe calculator. Un alt program pe care îl folosesc când vreau să pun imagini sau să fac scrisuri mai în clip sau eu știu, să fac o chestie mai, mai profesională, folosesc Vegas Pro, care este un program foarte complicat. O să încep pe canalul Family Games să pun niște tutoriale pas cu pas, pentru că nu este simplu de urmărit. O altă chestie, e foarte important să vă deschideți o pagină de Facebook cu numele canalului, în care să vă faceți publicitate printre prietenii voștri de Facebook, pentru că este foarte important să treceți cuvântul unul de la altul. O altă chestie, să vă deschideți și un blog, pentru că blogul e foarte bun pentru publicitate. Ce se întâmplă? Când devii un YouTuber care are un anumit număr de followers, deci de abonați, încep firmele să te caute pentru a-i sponsoriza produsele. Și în momentul în care te caută, tu ai și ocazia de a pune acea publicitate. Eu știu, ți-a făcut, firma te contactează, pune mail și spune: domne, am produsul ăsta, eu ți-l dau cadou sau îți dau 100 de euro sau 200, depinde ce produs este, tu trebuie să-mi faci publicitate și pe canalul de YouTube și pe canalul, și pe blogul tău, sau eu știu, aș prefera numai pe blog sau numai pe YouTube. E foarte bine să ai și blog, sunt foarte multe site-uri care oferă cu domeniul lor bloguri gratuite, deci nu trebuie să neapărat să-ți cumperi tu domeniu, să ai tu chestiile astea. Chestiile astea le faci mai încolo când ai ceva bănuți și poți să-ți permiți așa ceva. O altă chestie foarte importantă e că în momentul în care ai un blog, câștigi și din clicurile care se fac pe acel blog. Adică dacă tu inviți lumea să intre pe blogul tău, numai că a vizitat blogul tău, îți vine acolo 0,001 centezim, dar ceva vine. Și e foarte important și de acolo un alt mic, dar oricum important, un câștig important și de acolo. Că la început nu trebuie să cheltuiți absolut nimic. Dar ca să ajungi undeva trebuie să ai perseveranță, trebuie să lucrezi, trebuie să te implici, trebuie să nu să pui un video pe lună și după aia să aștepți să faci bani. Nu, nu funcționează așa. Cel puțin un video o dată pe săptămână, să fii activ pe pagina de Facebook, să fii activ pe profilul tău personal, pe contul tău personal de Facebook, să fii activ pe blog, să pui articole în fiecare zi, să faci lumea să atragi lumea spre tine, spre pozitivitatea ta. O altă chestie foarte importantă care vreau să vă spun este să faceți YouTube și clipuri care vă plac. YouTube-ul trebuie să fie o pasiune, pentru că pasiunea pe care o pui în clipurile tale și modul în care te exprimi în fața celorlalți transmite ceva pozitiv și e mult mai important să faci un clip
cu zâmbetul pe buze, care îți vine din suflet, decât unul forțat, numai ca să-i faci mulțumesc pe ceilalți și tu nu ești fericit. O altă chestie, în momentul în care faceți review-uri, review-uri plătite, review-uri în care firmele v-au dat gratis acele produse, să fiți sinceri, să nu spuneți minciuni, pentru că în momentul în care eu am spus că produsul ăsta e de nu se poate, mamă, cumpărați-l, mamă, nu mai pot, și lumea îl cumpără pentru că te-a auzit pe tine și nu e bun de nimic, te faci de râs. Te faci de râs și nu mai ești credibil, adică lumea nu mai are încredere în tine și te strici cu mâna. Acum, haideți să vedem cât se câștigă din YouTube. Ok, mergem pe Social Blade, Sage Digital Mijanino, Italian. Asta este un site partener pentru YouTuber. Eu îmi pare rău că m-am abonat la el, dar trebuie să termin abonamentul de un an, pentru că nu mi s-a părut mie că mi-a făcut cine știe ce ajutor chestiile astea. Și haide să vedem cât câștigă Janina Italian Style. Mie îmi spune aici că Janina câștigă pe lună de la 8 la 128 de dolari. Și problema este că eu am câștigat, de exemplu, luna trecută 10 dolari. Deci, ce spun ăștia aici este aproximativ, nu este o chestie care e reală. Deci când vă duceți pe Social Blade, Social Blade, să nu credeți că câștigați atâta. Deci, voi vă dați seama că eu am făcut o grămadă de clipuri luna trecută și eu am câștigat numai 10 dolari. Și pe an spune de la 96 la 1500 de dolari. Nu este adevărat. Eu anul trecut, pe un an de zile, am câștigat 74 de dolari într-un an. Bineînțeles, eu am început canalul numai de un an, deci este normal să câștigi așa puțin. Nu visați la 1000 de euro pentru că sunt minciuni. Cine câștigă mult sunt ăia care au milioane de vizualizări. Ăia care au sute de mii de abonați, ăia poate să ajungă să câștige 1000-1500 de euro pe lună. Nu vă gândiți că câștigă 3-10.000 de euro, mai ales în România, pentru că trebuie să știți că fiecare țară are... fiecare YouTube din fiecare țară are limita lui și, cum îi spunem, adică în Italia, eu știu, pentru 1000 de vizualizări se plătește 1 euro. În România, pentru 1000 de vizualizări se plătește 10 centezimi. Nu este la fel în toată lumea, pentru că YouTube este plătit de sponsor, adică de oamenii care își cumpără publicitate pe YouTube. Și YouTube, dacă eu din Italia mă uit la un clip din Italia, mă plătește YouTuberul în bază la tarifa aia din Italia, pentru că publicitatea costă mai mult în Italia. Dacă eu mă uit din România la un canal românesc, pe YouTuber îl plătește cu tarifa românească. Și, din păcate, România se plătește foarte, foarte puțin. Și, de exemplu, haideți să vedem Nicki Tutorials, nu? Nicki a făcut un total de 484 de milioane de vizualizări și câștigă pe lună de la 6.000 la 96.000 de dolari. Deci, o medie între ce am câștigat eu, care îmi spunea 8.190 pe lună, eu am câștigat 10 dolari, ei îi spune 6.096.000. Deci fata asta, pentru 26 de milioane de vizualizări, a câștigat cam 8.000 de dolari pe lună. V-am mai spus, chestia e că youtuberii foarte mari câștigă din publicitate. Când ajungi la un anumit nivel, nu-ți mai dă cadou decât produsul, dar te și plătește.
și de aia ei trăiesc din YouTube, pentru că firma respectivă îi spune: eu îți dau $1000 ca să-mi faci publicitate la produsul ăsta și ți-l dă și îl dă și cadou. Pentru noi, canalele astea mai micuțe, nouă ne face cadou produsul și noi ar trebui să facem review-ul acelui produs. Repet, fiți sinceri, pentru că nu are niciun rost. Sper că am fost destul de concretă și m-ați înțeles ce am vrut să spun. Și acum să trecem la giveaway. Așa cum am spus, eu am canalul, am deschis un alt canal care îi spune Family Game, în care vreau să fac foarte multe tutoriale. Acest clipuleț o să-l pun și acolo. Premiile sunt astea. Paletuța de la Pupa Art. Este asta. Este așa. Și înăuntru aici are toate rujurile. A doua paletuță o să fie 3 câștigători. A treia paletuță este Stay Matte, de Natural Matte de la Too Faced. Este asta. Și a treia paletuță este I Divine de la Sleek Enchanté Forest, care e super, eu ador paletuța asta. Și astea sunt premiile. O să vă las și în info box condițiile de participare. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, să mă urmăriți pe Instagram, să mă urmăriți pe Facebook și pe blogul de dietă, unde știți că am zăbit foarte, foarte mult. Eu vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!